Bătrânei adunați de prin toate colțurile județului, dar și din municipiul Botoșani, își duc traiul la Căminul de la Trușești. Pentru ei, acolo este acasă. În urmă cu aproximativ 2 ani, Ministerul Muncii nu a mai finanțat azilul, iar de atunci au început problemele. O perioadă de timp, Consiliul Județean a suportat costurile de hrană și întreținere a Căminului, iar ulterior, primăriile care au aparținători în Cămin au contribuit financiar. De anul acesta și primăria Botoșani Urmează să aibă un aport. Vom suporta o serie din cheltuielile de întreținere a beneficiarilor care sunt din Botoșani, a beneficiarilor persoanelor vârstnice care sunt cazați la căminul de la Trușești. A fost și o solicitare a prefecturii. Primarul nu renunță însă și la ideea amenajării unui azil pentru bătrâni la Botoșani. Ideea este veche, dar nimeni nu reușește să o materializeze. Ca asta ne dorim ca prin nou exercițiu financiar al Uniunii Europene să construim și la Botoșani un cămin de, de bătrâni. Primăria Botoșani va aloca 60.000 de lei pentru cheltuielile de la căminul de bătrâni din Trușești.